Și în plan politic, peste 50 de milioane de lei au cheltuit partidele și candidații în prima săptămână de campanie electorală pentru cele două tipuri de alegeri. PSD are deocamdată cele mai mari cheltuieli. Ne spune însă toate cifrele jurnalistul B1 TV Marina Filimon. Marina, bine te-am găsit! Bine te-am găsit, Alex. Potrivit raportului Expert Forum pentru europarlamentare, până la data de 16 mai au fost raportate venituri de 40 de milioane de lei, dintre care 14 milioane provin de la candidați și 26 de milioane de la partid prin transfer de la partide. Astfel, PNL a declarat o singură contribuție din partea unui candidat și niciun fel de transfer din partea partidului. La PSD, în schimb, au fost declarați cei mai mulți bani, 33 de milioane, iar la AUR a fost declarat o mare contribuție, asta din partea candidaților, în jur de 3,2 milioane de lei, iar UDMR și USR au transferat doar fonduri de la partid. Tot referitor la campania pentru alegerile europarlamentare, cea mai mare parte din contribuțiile candidaților provin din venituri proprii. Aici vedem o sumă de aproape 9 milioane, iar restul din împrumuturi 32% și donații din 3%. Transferurile de la partide provin din finanțări private, USR fiind singurul competitor care a transferat 500 de mii de lei obținut din împrumuturi pe persoană fizică. Iar până acum au fost înregistrate, dacă ne uităm, cheltuieli de 11 milioane de lei. PSD având cele mai mari cheltuieli, adică 9,3 milioane de lei. De asemenea, USR a dat peste 411 mii de lei pentru producția și difuzarea de materiale de propagandă electorală online și 135 de mii pentru diverse cheltuieli. Iar la AUR, dacă ne uităm, 1,2 pentru propaganda online. În schimb, la ceilalți competitori electorali încă nu au fost declarate cheltuielile. În paralel, la alegerile locale, la capitolul de venituri, au fost raportate 59 de milioane de lei din partea candidaților, 1,3 milioane din partea partidelor politice și al alianțelor care au organizat minoritățile la nivel local, iar la cea mai mare parte a veniturilor, adică peste 93%, vedem că aceste provin din fondurile candidaților, 55 de milioane, iar 7%, mai exact 4 milioane de lei, din împrumuturi. Donațiile reprezintă, în schimb, 1%, adică 271 de mii de lei. De asemenea, pentru alegerile locale, până la data raportării, partidele au cheltuit peste 3,5 milioane de lei, la care se mai adaugă 345 de mii de lei pentru candidații independenți, suma totală fiind undeva la peste 3 milioane, aproape de 4 milioane de lei.